primarul Sucevei Ion Lungu, aflat în vizită oficială în Cipru, a participat duminică la slujba religioasă la Biserica Românească Sfântul Ioan Hozevitul din Tamasos, Cipru. El a spus că la oficierea slujbei religioase a asistat și ambasadorul României din Cipru, Dan Mihalache. Acesta a precizat că sunt român care lucrează în Cipru de 25 de ani. Lungu a adăugat că a discutat cu aceștia despre eforturile pe care le fac autoritățile locale din România pentru a crea condiții cât mai bune celor din diaspora care vor să se întoarcă. După slujba am avut o discuție cu comunitatea românească de aici, mulți din ei din Suceava, despre problemele lor și dorința de a se întoarce acasă, deși s-au integrat destul de bine în Cipru. Am avut parte de primire călduroasă. I-am felicitat că au păstrat credința strămoșească și că și-au construit o biserică românească. Respect comunității române din Cipru, zona Nicosia, a transmis Ion Lungu.